În săptămâna premergătoare jocului DP Municipal, în care Cene Dinicu Golescu a întâlnit formația Sporting Roșior 2008, antrenorul Popovici și-a atenționat elevii cu privire la acest joc. Teleormănenii veneau la Câmpul Lung după ce în ultimul joc de acasă reușeau să învingă echipa Inter Clinceni, nimeni alta decât actuala formație a renumitului antrenor Țiții Dumitriu. Intuind practic forma bună cât și tehnicitatea jucătorilor de la Roșiori peste media mușcelenilor, strategul Alexandru Popovici și-a așezat elevii pe poziții mai degrabă defensive decât ofensive, cedând deliberat mijlocul terenului, invitându-i practic pe teleormăneni la joc. Astfel, profitând de spațiile libere lăsate de masivii fundași adverși, mușcelenii au deschis scorul repede după doar 3 minute de joc. Burnea, în lateral până la capitanul echipei Vaciu. Vaciu se complică, schimb cu același jucător Burnea. O minge destul de înaltă către Mazarache, șut din prima și asistăm la deschidere de scor. Mazarache în minutul 3, simplu, l-a găsit cu o diagonală de circa 35 de metri jucătorul Burnea, iar Mazarache simplu din prima și-a depășit adversarul direct și din unghi a șutat cu exteriorul piciorului stâng la colțul lung, învingându-l pentru prima dată pe portarul Andrei Preda. După mai multe ocazii irosite la poarta teleormănenilor în minutul 30, Cene Dinicu Golescu își majorează diferența pe tabela de marcaj. Același Mazarache s-a aflat la finalizare, iar pe post de servant de această dată a fost mijlocașul Zaharia, care l-a găsit pe atacantul mușcelean cu o pasă filtrantă în suprafața de pedeapsă, șutul puternic al golgheterului mușcelean țintuindu-l practic pe linia porții pe golkeeperul din Roșiori. Mazarache a sărit fals, însă Bogdan Sitaru a reușit să respingă Zaharia. Stop frumos al mijlocașului nostru și pleacă furibund Mazarache și 2-0! Un șut fără niciun fel de speranțe pentru portarul Andrei Preda. Minutul 30, mușcelenii își majorează scorul pe stadionul municipal din Câmpul Lung. Acela, Simon Mazarache, o fază foarte frumoasă plecată din jumătatea noastră de teren. Zaharia a trecut de 2 jucători în dribling, i-a pasat lui Simon Mazarache în interiorul suprafeței de pedeapsă și percutantul atacant mușcelean n-avea cum să rateze într-o asemenea situație, învingându-l pentru a doua oară pe Andrei Preda cu un șut foarte puternic. Până la finalul jocului, mușcelenii, conduși foarte bine de pe margine de tehnicianul Alexandru Popovici, au închis foarte bine culoarele spre poarta apărată de Adrian Tănase, înghețând practic jocul la mijlocul terenului, conservând astfel rezultatul înscris pe tabela de marcaj încă din prima repriză. Chiar dacă jocul mușcelenilor nu a fost unul spectaculos, spectatorii prezenți la meci nu i-au taxat pentru acest lucru. Mai mult, Popovici împreună cu elevii lui primind aplauze la scenă deschisă. Prin victoria de sâmbătă, Cene Dinicu Golescu leagă pentru prima dată în acest tur de campionat 2 victorii la rând, iar de 6 etape, Mazarache și compania nu au mai cunoscut gustul amar al înfrângerii. Prin cele 2 reușite în partida de sâmbătă de pe Municipal contra Sportingului din Roșior, Simon Mazarache a ajuns la cota 4, trecând astfel în fruntea golgheterilor echipei Cene Dinicu Golescu. Atacantul mușelean este al 3-lea jucător din lotul echipei care reușește o dublă într-un joc oficial după Anghelina și Mihăilescu. De remarcat faptul că de fiecare dată când un jucător mușcelean a reușit să facă dubla, de fiecare dată echipa a ieșit învingătoare de pe terenul de joc. Astfel, Anghelina în etapa a 3-a cu Vișina 9 cu scorul de 2-0, Mihăilescu în deplasarea din etapa a 6-a cu scorul de 2-1 cu Astra 2 și sâmbătă în ultima etapă Mazarache cu 2 reușite a pecetluit soarta meciului cu Sporting Roșior 2008. La finalul întâlnirii de sâmbătă de pe Municipal dintre Cene Dinicu Golescu și Sporting Roșior cu scorul de 2-0, antrenorul principal al echipei mușcelene Alexandru Popovici s-a arătat mulțumit de victoria echipei sale și implicit de cele 3 puncte câștigate. Chiar dacă echipa nu a etalat un joc spectaculos din punct de vedere tehnico-tactic, mușcelenii au înțeles ceea ce le-a cerut tehnicianul înainte de joc și nu s-au abătut de la planul stabilit.
Domn profesor, încă o victorie pe Municipal, 2-0 cu Sporting Roșiori. Da, sunt încă 3 puncte acumulate în economia clasamentului, sunt bucuros pentru rezultat. În primul rând îmi felicit băieții că au știut să fie pragmatici. E adevărat, trebuie să recunosc că n-am făcut de data aceasta un joc spectaculos, dar cele 3 puncte erau mult mai importante. Eu cred că am dominat jocul din punct de vedere tactic și aici nu vreau eu să-mi arog merite, dar jucătorii au știut să interpreteze foarte bine ceea ce le-am cerut. Am lăsat deliberat ca adversarul să creadă că poate să ne domine pentru a oferi spații lui Simon. Mă bucură că jucătorii de data aceasta au dovedit și valențe tactice, în afară de dăruire, de spirit de sacrificiu, lucru care rămân și sper să chiar să fie perfecționate la un anumit moment. Mă bucur că au fost inteligenți, repet, au fost foarte pragmatici și au obținut cele 3 puncte. De 6 etape suntem neînvinși. Unde vreți să ajungeți? Sper să amânăm, cum spun de fiecare dată, clipa când o să fim înfrânți, pentru că odată și odată o să se întâmple asta, dar sper să rămânem cât mai mult. Acum întâlnim, avem la Ștefănești o echipă cu veleități, o echipă care are un obiectiv promovarea și ea, dar este o echipă pe care am studiat-o destul de bine și sper să-i facem față cu brio și cu puțină șansă, contează și zeița fortuna să fie de partea noastră, poate reușim să obținem din nou un rezultat bun. Actualul antrenor al echipei teleormănene Sporting Roșiori, argeșanul Cristi Negru, a părut mulțumit de jocul echipei sale, însă nu și de rezultatul final al întâlnirii. În opinia domniei sale, echipa din Roșiori a controlat jocul în mare parte, însă mușcelenii au fost mai pragmatici și au câștigat jocul. De altfel, se poate spune că un constanțean la origini, dar mușcelean prin adopție, a câștigat duelul cu un argeșan, chiar pe un teren de joc din Argeș. Domnul Negru, din păcate, v-a învins un constanțean pe un teren argeșan. Da, din păcate, cu toate că părerea mea este că am controlat jocul în majoritatea lui, am făcut 2 greșeli la începutul jocului și adversarul a fost mai pragmatic și a reușit să înscrie de 2 ori. Noi am avut să revenim în joc 2 ocazii clare, n-am reușit să marcăm și așa s-a scris istoria jocului de astăzi. Cum vi s-a părut echipa noastră mușteleană în jocul de astăzi? Nu vorbesc despre echipele adverse, dacă vreți despre echipa mea, cu cea mai mare plăcere. Eu v-am spus că, după părerea mea, rezultatul nu reflectă realitatea din teren, pentru că și posesie, ca și circulație, am fost peste echipa gazdă, dar, din păcate, fotbalul se joacă pe goluri. A fumat Vișina 9 4-3, Urban Titu SCM Argeșul Pitești 1-1, Chindia Târgoviște Astra 2 4-0, Inter Clinceni Ștefănești 2-0, FCM Târgoviște Atletic Bradu 2-1, Podari Concordia Chiajna 2 2-1, CN Dinicu Golescu Sporting Roșior 2-0.